Salut și bine ați venit pe... Hai frate, să ajung și eu. Unde să ajungi? Ajungeam să ajungi o dată. Salut și bine ați venit pe canal. Astăzi facem partea a doua de la vedete. Din România, că e din partea a treia, da, pe total. Că a fost și Ghana și nebunie engleși. Da, am văzut că v-a plăcut partea întâi. Aoleu, cât v-a plăcut! Wow! Să vedem ce poartă. Nu uitați să dați un subscribe și un like acestui video și continuăm. A, bine că ați dat, hai să continuăm, nu? Bun, deci prima persoană pe care o avem este Highman, cu un outfit destul de mișto, îmi place. Și mie îmi place. Combinat trei culori, are roșu cu albastru și cu alb. Da, deci are un compleu, Palm Angels, vreo 3400 de lei. Are tricou alb simplu, să zicem 100 de lei și are niște Air Max 90 albi, care sunt 500 de lei. În total, Highman are pe el 4.000 de lei și arată chiar bine acest outfit. Chiar arată bine. Parcă mergea mai bine cu niște Air Force. Ba, asta chiar vreau să zic și eu și am zis și lui că ne-a trimis outfitul ăsta, că ne-a trimis pentru outfit rating și am zis că era super tare dacă avea niște Air Force. Da, și cu ăștia merge. Și cu ăștia merge, adică nu se vede urât. Da. Deci, îmi place. Îmi place, chiar e un outfit reușit. Următorul outfit este de la Berket, care are un hoodie babe tie-dye pe el, undeva la 2000 de lei. Are un tricou tie-dye pe dedesubt, nu știu ce brand e, nu știu dacă e vreun brand anume. Nu ai știu pus semnul întrebării? Da, lasă așa, îi dau un preț. Lasă așa semnul întrebării, 100 okay. de lei cât să fie. Blue jeans sunt undeva pe la 400 de lei, nu știu sigur ce brand sunt. Și în picioare Air Force One Low, 600 de lei, deci un total de 3.000 de lei, plus tricou, să zicem, 100, 3.100 de lei. Un outfit reușit, da, îmi place cum arată, e pe stilul lui. Da, păi să potrivește outfitul ăsta așa colorat, nebun. Da, da, e mișto. Nice. Următorul outfit la Lapășeli are un tracksuit Palm Angels, complet, cum s-ar zice, 3.200, bluza și pantalonii, Adidas și McQueen 2.000, tricou alb 100, șosete Palm Angels 300. Deci avem un total de 5.600 de lei la Shelly. Nu-mi place, nici nu-mi displace, ok, să zic. Nu e nimic. Sincer, mi-a făcut mai mult al lui Jaime. Da. Că era tu cu un complet ăsta pe al meu. Bine, e cam aceeași idee, are tricou alb simplu. Da, era mai mișto ăla, mi s-a părut. Da, era mai mișto. Mai nebun așa, nu? Da, compleu. De la reși și o site pe al meu, vezi? Da, potrivit. Nu știu cât de bine dă cu McQueen. Da. Pantaloni ăștia pe al meu. Dar arată bine. Arată bine, da. Motorul este El Nino, care are un tricou Villon cu nav, Bad Habits, 700 de lei. În picioare are Nike Dunk Off-White University Red, 3000 de lei. Pantalon Palm Angels, scurți, 1500 de lei. Are șosete de la Nike, 50 de lei. Ochelari Millionaire LV, 4400 de lei. Deci un total de 9650 de lei. Mi-mi place outfit-ul ăsta. E un outfit așa, fresh de vară, arată chiar bine, arată bine. E mișto. Nu a combinat multe culori. Parcă ăsta mi-a făcut cel mai mult până acum. Ăsta și alu haine. Da, ca și mie ăsta îmi place mai mult. Dar e mișto. Neapărat că e mai scump. Că uite, să-ți renunți la ochelari și nu e foarte scump. Da, nu e foarte scump. Dacă renunți la ochelari. Adică tot e scump, dar nu e chiar așa. Cam la același pescu alu haine, fără ochelari. Da, arată bine. Îmi place bine și mână ce are niște bani. Nu știu. Pune și pe aia. Și acolo avem pe Ian cu niște Nike cu Ambush, Dunk, 1300 de lei, un tricou Babe între 500 și 700 de lei, nu știu sigur. Are un Kenzo Buckethead 600 de lei, blugi să zicem 200-400 de lei și avem un total aproximativ de 3000 de lei pe Ian. Nu știu ce să zic, nu-mi place, nu prea îmi place așa. Adică e ok, îmi plac sneaker și ce. Am mișto dacă avea un tricou sau... Sau poate dacă stăteam picioare să vede altfel, nu? Da. Pe el. Arată ok așa, dar nu mă dă pe spate. Pentru 3000 de lei e ok. Următorul outfit de la Zbâr, care are un hoodie de la noi, 300 de lei, niște pantaloni negri, blugi, 200 de lei și în picioare Adidas Dior B23, 4800 de lei, deci un total de 5300 de lei. Nu e un outfit scump, doar că Adidas și sunt foarte scumpi. Mai scump ca cât mașina, da. Mai scump ca mașina, că e 300 de euro. Îmi place, de simplu. Fit simplu, dar arată bine. Și nu zic neapărat că e hanoracul nostru, dar chiar arată bine. Da. Următorul... Asta e cel mai scump. Vai, sigur e cel mai scump. Șapcă Dior monogram, 2000 de lei. L-avem pe Elias aici. Pul Dior,
și Nike. Deci, șapcă Dior monogram 2000 de lei, are un tricou monogram Dior oblige. Uh-huh. 3200 de lei, Nike pants 300 de lei, Jordan 1 cu Dior 25.000 de lei, șosete Nike 50 de lei și avem un total de 30.550 de lei. Cam mult. Cam mult. Mai mult decât la toza dinainte. Cred că e cât au toți până acum. Da, e adunat cât toți, sigur. Ce, arată bine că se potrivește cu griul ăla, acolo n-am ce să comentez, dacă am scump, eu n-aș da ția bani pe sneakers. Dar arată bine, e un fi mișto. E mișto, dar foarte scump. Foarte scump, da, chiar e foarte scump. Următorul outfit este de la domnul Rimă, l-am ales pe el. Să vedem cu ce e îmbrăcat, are un tricou Balenciaga, 1400 de lei. Blugi D-Square 2500 de lei și Balenciaga Triple S negru cu roșu 3800 de lei, un total de 7700 de lei. E un outfit ok. Vagabonțesc așa. Mie îmi place cum arată. Da, e vagabonțesc. Are și o curea, dar nu știu ce curea e. Mecherit așa, iau fi de vagabond. Da? Da, mie îmi place. Hai de mai jos. Asta e ultimul outfit, nu? Oi, leu, așa e antrenat? Da. Ia ce care vă place cel mai mult până acum? Care v-a plăcut? Care v-a plăcut cel mai mult? Cel mai scump outfit, clar, al lui Elias. Și cel mai ieftin, avem două la 3000. Cele mai ieftine sunt al lui Berichet. Și al lui... Al lui Ian. Al lui Ian, da. Deci Berichet și cu Ian. Alegeți, ia, alegeți. Care vă place, care mai, vă place mai mult. Și al lui Elias, ce să zic, e pentru cele mai... Ce mai ieftin, da. Dar e și foarte scump. Citați comentariu dacă vă place cel mai mult altul din ele. Chiar sunt curios care vă place cel mai mult. Favorit din această ediție. Al meu e al lui Elino. Mie Elias îmi place. Elias? Ce să zic. Mie Elino îmi place cel mai mult. Adică eu ca Elias nu m-aș îmbrăca. Gen arată bine, nu zic că nu, dar nu m-aș îmbrăca așa. Da, Elino și Elino arată bine. Elias și Elino arată cel mai bine de aici. Da. Dar în comparație cu prețul zic că Elino câștigă, că e mai ieftin. E mai ieftin de... De 3 ori. De 3 ori, da. 3 ori jumate. Chiar. Da, și dacă renunți la ochelari de multe ori. Da, e, a făcut mișto, da, ce să zic, n-am ce să zic, e mișto. Da, bă, deci asta a fost și partea a doua. Partea a doua sau partea a treia, cum vreți să o luați, după aia urmează cu vedetele din America din nou. Da. Poate mai mergem pe ZH-uri, poate mai facem prostii rele, OLX-uri, nu mai rele vreți să facem. E nevara, videoclipuri, bombă. Dați follow pe Instagram, Basta România, Basta România Resell. Basta cu grup, TikTok, Basta România, dați un subscribe și un follow și un like și tot ce vreți voi și ne vedem pe episodul următor.